Astăzi, când Biserica Ortodoxă i-a preznuit pe sfinții 40 de mucenici din Sevastia, după Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală, au fost comemorați deținuții politici anticomuniști din perioada 1944-1989. Aceștia sunt cei care au luptat cel mai adesea până la moarte, îndurând suferințe inimaginabile în închisorile comuniste împotriva instaurării în România a regimului politic totalitar și ateu. În semn de neuitare și recunoștință, soborul slujitorilor de la Catedrala Patriarhală s-a rugat în această zi pentru odihna sufletelor celor ce au murit iubindu-și țara și poporul greu încercate, rămânând statornici în credința creștină ortodoxă, credință pe care regimul comunist a încercat să o înlăture sistematic și brutal din sufletele românilor. Biserica Ortodoxă Română își arată constant prețuirea față de foștii luptători și deținuți politici din timpul regimului comunist, care sunt pentru prezent și viitor veritabile modele de demnitate, statornicie în credință și patriotism. Pe acești luptători români pentru credință și libertate, Biserica îi pomenește la fiecare Sfântă Liturghie, alături de eroii din toate timpurile și din toate locurile, deoarece s-au jertfit în lagăre și în închisori pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului român.